Bună seara! Ne-am întâlnit în această seară pentru ședința solemnă de depunere a jurământului de către consilierii aleși la data de 27 septembrie 2020 și de către primarul ales la aceeași dată. Dau cuvântul domnului. La ședință participă domnul subprefect Narcis Gitaru și îi dau cuvântul pentru continuarea ședinței. Mulțumesc! Ne ridicăm în picioare pentru intonarea inului de stat. Mulțumesc! Asta. Domnule primar, doamnelor și domnilor consilieri locali, doamna secretar general al Comunei Brusturoasa, prin ordinul prefectului județului Bacău, numărul 364, din 23.10.2020, a fost convocată ședința privind ceremonia de constituire a Consiliului Local al Comunei Brusturoasa pentru data de 25.10.2020, ora 18. Ordinul este aici, am să-i dau o scurtă citire. Ordin pentru convocarea consilierilor locali la ședințele privind ceremonia de constituire a Consiliilor Locale din județul Bacău ca urmare a alegerilor locale din data de 27 septembrie 2020. Având în vedere referatul numărul 21501/20/10/2020 al Serviciului Juridic, prevederile articolului 116 aliniatul 1, articolul 150 aliniatul 1 din Ordonanța de Guvern numărul 57/2019 privind codul administrativ cu modificările și completările ulterioare și ordinul prefectului județului Bacău numărul 225 din 14.07.2020 privind stabilirea numărului membrilor consiliilor locale municipale, orășenești și comunale din județul Bacău pentru alegerile autorităților administrației publice locale din anul 2020. În temeiul articolului 275 aliniatul 1 din Ordonanța de Urgență a Guvernului numărul 57 din 2019 privind codul administrativ cu modificările și completări ulterioare se emite următorul ordin. Articolul 1. Consilierii locali validați ca urmare a alegerilor locale din data de 27 septembrie 2020 sunt convocați la ședința privind ceremonia de constituire a consiliilor locale conform anexei la prezentul ordin. Reprezentantul guvernului, prefectului, la ședința privind ceremonia de constituire a consiliului local va fi desemnat prin delegație scrisă în baza ordinului prefectului. Ședința privind ceremonia de constituire a Consiliului Local va avea loc cu respectarea legislației privind siguranța sanitară în contextul evitării răspândirii virusului SARS-CoV-2. Articolul 4. Serviciul juridic din cadrul instituției prefectului județului Bacău va înainta prezentul ordin secretarului general al unității administrativ-teritoriale care va comunica consilierului local prezența astăzi aici.
Întrucât din numărul total de 13 consilieri, stabilit prin ordinul prefectului județului Bacău, numărul 225 din 14.07.2020, pentru Consiliul Local al Comunei Brusturoasa, au fost validate mandatele unui număr de 12 consilieri. Sunt astfel întrunite condițiile legale pentru convocarea și desfășurarea ședinței privind ceremonia de constituire a Consiliului Local. Din numărul total de 12 consilieri, ale căror mandate au fost validate de către Judecătoria Mâinești, sunt prezenți un număr de 11 consilieri și absentează un număr de 1 consilier. La ședința legal constituită participă primarul, a cărei alegere a fost validată, domnul Atudorei Valeriu, a cărui procedură de validare a mandatului a fost finalizată în Camera de Consiliu a Judecătoriei Mâinești. Scopul ședinței este constituirea Consiliului Local al Comunei Brusturoasa și depunerea jurământului de către primarul Comunei, urmarea a alegerilor autorităților publice din 27.09.2020. În conformitate cu prevederile articolului 116, alineatul 4, din Ordonanța de Guvern numărul 57/2019, privind codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, lucrările ședinței privind ceremonia de constituire sunt conduse de cel mai în vârstă consilier local, al cărui mandat a fost validat, ajutat de 2 dintre cei mai tineri consilieri locali, ale căror mandate au fost validate. Din datele puse la dispoziție rezultă că cel mai în vârstă consilier este domnul Bandea Costică, născut la data de 31.05.1953, iar cei mai tineri consilieri aleși sunt domnul Boia Costel, născut la data de 26.02.1982 și domnul Coman Maria, născut la data de 19.05.1982, care sunt invitați să preia alături de mine conducerea ședinței. Nu aveam alt scaun. Acolo puteți? Cum se face? Domnul primar, eu zic să rămâneți lângă mine. Da. Mergeți acolo. Să-i dați hârtia. Domnul președinte va prelua cuvântul. Bună seara și vă mulțumesc din încrederea acordată. Vă mulțumim pentru încrederea acordată și vă garantăm că ne vom folosi de toate principiile noastre, împreună cu colegii mei, vom conduce lucrările ședinței privind ceremonia de constituire a Consiliului Local al Comunei Brusturoasa în conformitate cu legea. Dau citire ordinul de zi acestei ședințe. Depunerea jurământului de către consilieri locali declarați aleși, al căror mandate au fost validate de Judecătoria Mâinești în scopul constituirii Consiliului Local al Comunei Brusturoasa. Punctul 2. Depunerea jurământului de către primarul Comunei Brusturoasa. Cu privire la permisiunea dumneavoastră, vă trece la primul punct. Depunerea jurământului de către consilierii locali declarați aleși, ale căror mandate au fost validate de Judecătoria Mâinești în scopul constituirii Consiliului Local al Comunei Brusturoasa. Și rog pe doamna Oprea Simona, secretar general al Comunei Brusturoasa, să prezinte încheierea procesului Judecătoriei Mâinești prin care sunt validate mandatele consilierilor locali declarați aleși. Pronunțată în data de 14 octombrie 2020 în dosarul numărul 3533/260/2020. În numele legii hotărăște. Admite cererea având ca obiect validare mandat consilier. În temeiul articolului 114 din Ordonanța de Urgență numărul 57/2019, validează mandatele candidaților Boia Costel, Hălănei Florin, Balaj Neculai, Bânțu Robert Ionuț, aleși pe lista Partidului Social Democrat, Coman Găburici Cristian, Iftimi Constantin, Ciubotaru Emil,
Senteș Petrică Cristinel, Bandea Costică, aleși pe lista Partidului Național Liberal, Ciocan Constantin, Coman Marian și Popovici Toader, aleși pe lista Partidului Mișcarea Populară, în funcția de consilieri locali ai Comunei Brusturoasa, județul Bacău. Ia act că Tudorei Valeriu, candidat pe lista PSD, a renunțat la funcția de consilier. Prezenta se comunică secretarului general și prefectului. Vă mulțumesc și în continuare vă rog, doamna secretar general al Comunei Brusturoasa, să prezentați aspectele legate de organizarea de acestui punct de pe ordinea de zi. Este vorba de procedura de depunere a jurământului. Conform prevederilor articolului 117 aliniatul 1 din Ordonanța de Urgență a Guvernului numărul 57/2019, consilierii locali, ale căror mandate au fost validate, depun jurământul cu formula religioasă sau fără formulă religioasă la alegere. Consilierii locali care refuză să depună jurământul sunt considerați demisionați de drept. Jurământul va fi depus după următoarea procedură. Domnul președinte de vârstă, Bandea Costică, va invita fiecare consilier validat în ordine alfabetică. Acesta se va deplasa la locul special amenajat, unde se află un exemplar din Constituție și Biblie. Consilierul va pune mâna stângă atât pe Constituție cât și pe Biblie, sau numai pe Constituție, după caz, și va da citire jurământului, după care va semna jurământul imprimat pe formularul special în două exemplare, din care unul se păstrează la dosarul de constituire, iar celălalt se înmânează consilierului. În timpul depunerii jurământului de către domnii consilieri, propun să ne ridicăm în picioare. Dau cuvântul domnului consilier. Da. Domnule președinte, vă rog, prezentați primul consilier. Balaș Neculaie. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor Comunei Brusturoasa, județul Bacău. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Mulțumesc. Și noi mulțumim. Bani de Costică. Eu, Bandea Costică, validat consilier local al Comunei Brusturoasa, județul Bacău, alege pentru autoritățile administrative publice la data de 27 septembrie 2020. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ce se în putere și priceperea mea pentru binele locuitorii Comunei Brusturoasa, județul Bacău. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Cam în două, te rog. Aici. Aici, da. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stăm în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor Comunei Brusturoasa, județul Bacău. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Mulțumim. Voia costează. Nu te-a tot cu jur să... Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor Comunului Brusturoasa, județul Bacău. Așa să-mi ajute Dumnezeu.
avocatul ăsta. Jur să respect Constituția și legile țării, să fac cu bună credință tot ce îmi stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor Comunei Brusturoasa, județul Bacău. Așa să mă ajute Dumnezeu. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în putere și priceperea mea pentru binele locuitorilor Comunei Brusturoasa, județul Bacău. Așa să mă ajute Dumnezeu. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor Comunei Brusturoasa sau județului Bacău. Așa se numește Dumnezeu. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor Comunei Brusturoasa, județul Bacău. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac tot cu bună credință tot ceea ce stă în putință și priceperea mea pentru bunul, binele locuitorul Comunei Brusturoasă de Țubacău. Așa să ne ajute Dumnezeu. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ce îmi stă în puterile și în priceperea mea pentru binele locuitorilor Comunei Brusturoasa. Așa să ne ajute Dumnezeu. Sentești, da. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ce îmi stă în putință și puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor Comunei Brusturoasa, județul Bacău. Așa să mă ajute Dumnezeu. Potrivit articolului 118 alineatul 1 din ordonanța de guvern numărul 57 din 2019 privind codul administrativ cu modificările și completările ulterioare, Consiliul Local este constituit dacă numărul consilierilor locali care au depus numărul jurământul este mai mare decât primul număr natural, strict mai mare decât jumătate din numărul membrilor Consiliului Local stabilit pentru Comuna Brusturoasa. Deoarece au depus jurământul număr de 11 consilieri, Consiliul Local al Comunei Brusturoasa este constituit. În termen de 3 zile se va emite ordinul prefectului prin care se constată îndeplinirea condițiilor legale de constituire a Consiliului Local. Domnule președinte. Vă rog să te aminte să vedeți la punctul a ordinii de zi. Depunerea jurământului de către primarul Comunei Brusturoasa. Judecătoria Bănești, Sediția Civilă, a validat prin încheierea date de 14.10.2020 în dosarul 3532 din 2020, având ca obiect validarea primar alegerea domnului Valeriu Tudori în funcție de primar la Comunei Brusturoasa, județul Bacău.
Pentru că dumneavoastră deja m-ați ajutat și aș citit deja din încheiere, am să citesc doar validarea finală, după care invităm pe domnul primar să depună jurământul. În numele legii, admite cererea având ca obiect validarea mandat primar formulată de Biroul Electoral de Circumscripție numărul 19 Brusturoasa. În temeiul articolului 114 din Ordonanța de Guvern numărul 57/2019, validează mandatul candidatului, a Tudorei Valeriu, ales pe lista Partidului Social Democrat în funcția de primar al Comunei Brusturoasa, județul Bacău. Prezenta se comunică secretarul general al Comunei Brusturoasa și prefectului județului Bacău. Domnule primar, vă invităm să depuneți jurământul. Aici. Sigur. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor Comunei Brusturoasa, județul Bacău. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Domnule primar, dacă îmi permiteți, am onoarea. Mulțumesc. Felicitări! Mulțumesc și Consiliul Local. Dea Dumnezeu să avem un mandat bun și o colaborare bună în continuare. Dacă mai dorește cineva să ia cuvântul? Da, prima părinte. 30 minute. Poate face și o rugăciune până la rugăciunea noastră. Este un moment istoric. Ceea ce am săvârșit noi aici astăzi. Acest moment istoric de punerea jurământului atrage după sine atenție, grijă, luarea mintei și să punem umărul fiecare dintre noi la dezvoltarea comunii, a școlii, a bisericii, a dispensarului, care sunt punctul cheie, care fac parte din viața noastră. Ne îmbolnăvim, batem la ușa dispensarului, copiii să fie bine crescuți și educați, că sunt viitorul de mâine al nostru și să avem grijă de fiecare cetățean al comunii noastre, să ne plecăm cu toată atenția, cu toată grija, să întindem o mână de ajutor, fie cu vorba, fie cu fapta, fie cu ce ne stă la îndemână, să simtă și ei că sunt ocrotiți și că au pe cineva în centru comunii la care să plângă, la care să se bucure, la care să vină cu inima deschisă aici în centru comunii. Deci fiecare dintre noi, și eu chiar dacă n-am depus jurământ și chiar dacă n-am iscălit așa, în cadrul cultului divin, eu caut să contribui prin cuvânt, prin fapte, la înmulțirea acestor fapte care apasă pe umărul nostru, cum se ia moșii în roat. Să punem umăr lângă umăr, ca comuna, viața, să simtă un nou pas de acum înainte, timp de 4 ani. Felicit pe domnul primar pentru că continuă să fie în fruntea noastră, pe domnii consilieri care au depus ei jurământul aici și să mai lăsăm oarecumva și din treburile personale și când este vorba de activitate publică, este bine să ne unim cu toții să facem ceea ce este bun pentru comuna noastră. Așa să ne ajute Dumnezeu. Mai zice cineva ceva?
Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, precum în cer, așa și pe pământ, pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă păcatele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean. Ca Ta este împărăția, puterea și slava a Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh în vecii vecilor. Amin. Fără mine nu puteți face nimic, zice la Biblie. Deci, am cerut ajutorul lui Dumnezeu ca să fie cu noi în toate zilele vieții noastre, ca lucrările să meargă bine. Cu aceste zise... Mulțumim! Domnul Năi! Aș vrea să spun și eu două cuvinte înainte de încheiere. A fost o onoare să fiu prezent alături de dumneavoastră astăzi și să, împreună cu domnul președinte și ceilalți doi tineri asistenți, consilieri locali, să putem conduce această ședință solemnă în care fiecare dintre dumneavoastră ați jurat cu mâna pe Biblie și pe Constituție că veți sprijini toate demersurile în primul rând ale domnului primar și cele la care dumneavoastră tindeți să le aplicați în această comună, ca fiecare localnic să o ducă mai bine, comunitatea să înflorească, să se dezvolte și la urmă peste 4 ani de zile, când din nou ne vom reîntâlni, să fim la fel de sănătoși, voioși și bucuroși. Acum e o oră mai înaintată, dar cred că pentru oamenii buni și la ora aceasta se fac lucruri bune. Multă sănătate, mult succes și, cum am spus, să dea Dumnezeu să ne vedem sănătoși peste 4 ani de zile. Mulțumesc. Felicitări, domnule! Domnul președinte, puteți închide. Se închide ședința. În urma de pun jurământului, domnul primar Valeriu Tudor intră în exercițiul de drept al mandatului și îl adresez zilnic felicitări și punere de muncă pentru a-și onora mandatul, credința privind jurământul. Da, cuvântul secretarul general Oprea Mariană. Doamna secretar, dacă amintiți, vă rog, prevederile... Da, o să spun aici, că aici, vreau să vă spun că există obligația depunerii declarațiilor de avere și de interese. Noi o să vă sprijinim și o să vă aducem, o să vă dăm toate informațiile la următoarea ședință pe care o să o avem cât de curând. Precum că există și o serie de incompatibilități privind funcția de consilier, la fel o să vi le facem cunoscute la proxima ședință, astfel încât dumneavoastră să optați în cunoștință de cauză pentru ceea ce doriți dumneavoastră. Deci, astăzi ați depus jurământul de consilier, deci cred pentru consilieri. Eu mulțumesc! Având în vedere că timpul ședinței s-a expirat, vă mulțumim pentru participare și vă dorim la toată lumea mult succes! Declarăm închisă ședința din seara asta. Mulțumim! Felicitări!